Salutare prieteni! Este o zi de duminică și deja se mulțesc mesajele cu întrebarea E păcat că n-am fost azi la biserică? E păcat că am băgat la spălat? Este păcat că am călcat? Este păcat că am făcut mâncare? Îmi expun acum părerea publică odată pentru totdeauna și vă rog să nu mai adresați astfel de întrebări că nu primiți răspuns. Da? Bun. Eu merg după o singură sintagmă. Mersul la biserică nu te face credincios, așa cum ni stat un garaj nu te face mașină. Da? Bun. Vreau să vă spun că oamenii se împar pe două categorii. Cei care duminica merg la biserică, la o casă de rugăciune, fie ea catolică, ortodoxă, pentecostală, budistă și așa mai departe, își găsesc liniște acolo, se destresează, se încarcă, sufletește pentru următoarea săptămână și merg acasă liniștiți și își petrec duminica frumos în familie. Oameni care își pun acolo, își pun o rugăciune, o intenție în viitor, mulțumesc pentru săptămâna anterioară, acolo își găsesc liniștea și practic se încarcă energetic. Da? Și a doua categorie de oameni care rămân acasă în familie, sau merg într-un par, se relaxează, citesc o carte, mănâncă ceva, preferă să stea în liniștea lor și în cămăruța lor și să mulțumească acolo și să se roage. Da? Cred că nu aveți nevoie de nicio confirmare. Oare și în ziua voastră liberă trebuie să vă spună cineva ce să faceți? Că e păcat, că nu e păcat, că trebuie să faci aia, că nu trebuie să faci aia. Nu trebuie nimic, trebuie doar să simți. Singurul trebuie Trebuie pus la simțit. Trebuie să simți să faci asta. Atât. În rest, nu trebuie să te duci acolo că așa a spus el. Nu. Și a treia categorie de oameni aia care păcat că se duc la biserică, că nu înțeleg nimic. Da. Se duc cu o bârfă, pleacă cu cinci. Se duc cu o veste, pleacă cu zece. Se duc cu o rugăminte către divinitate și pleacă cu cinci frustrări. Da, genul de persoane care oricum nu au ce face acasă, se după acolo mai întărâtă și lumea de lângă, mai scodesc, mai află o veste, mai spun și ei două bârfe și au plecat acasă cum s-au dus. A zis odată un părinte, că bă, un uh, câine, dacă intră într-o biserică, nici biserica nu se spurcă, dar nici câinele pleacă mai liniștit. Așa se întâmplă și cu categoria de oameni, da? Bun. Cu băgatul la spălat și cu călcatul și cu mâncatul și cu astea, astea sunt treburi caznice care țin de uh, timpul vostru. Trebuie să vă luați timp să faceți lucrurile astea, că e duminică, că e... trebuie să vă găsiți o zi în care aveți timp de ele, da? Că e luni, că e miercuri, nu contează ziua ortodox și țin ziua, duminica, pentru că este ziua învierii. Da, Hristos învie în fiecare zi, în fiecare clipă, așa cum v-am spus și în filmulețul de Paște, în momentul când tu ai un gând bun, sănătos și util, Hristos a înviat în mintea ta. În momentul când tu ai iertat, ai uitat și ai acceptat omul așa cum e, Hristos a înviat în inima și în mintea ta. Da? Nu înțeleg de ce doriți și în ziua voastră liberă să fiți condiționați. Oare n-ați obosit să fiți deja condiționați la locurile de muncă? Cu atâtea cerințe și ofertă zero? Oare nu ați obosit să, să fiți condiționați și în familie? Cu atâtea cerințe de la soț și mulțumire zero? Oare nu ați obosit să fiți condiționați de neveste și mulțumire zero? Nu? Vreți și duminica să fiți condiționați de o biserică, de o religie, de, de un act? Nu. Trebuie să simțiți voi uh, ce vă face bine. Eu simt că îmi face bine să merg la biserică, să-i mulțumesc lui Dumnezeu acolo în casa făcută de oameni, că așa mă simt eu bine, e energia locului care mă încarcă. Merg acolo să ascult o predică bună utilă a unui om care a învățat, care a studiat, care a trecut prin toate și mă liniștește, mă învață și îmi dă o scânteie în viață, da? Să ascult o voce bună a unui dascăl care a învățat și este dedicat cântărilor sau aleg să stau acasă în liniștea mea. E păcat că nu gândiți. Și e păcat că nu e păcat că băgați la spălat, e păcat că vă lăsați creierii spălați de televizori, de vecini, de uh, bărfitori, de invidioși, de frustrați. Da, e păcat că vă lăsați sufletul spălat de oamenii care nu au ce să vă ofere decât uh, nesiguranță, decât uh, bârfă, uh, decât ceartă, decât nemulțumire. Da, nu vă mai lăsați așa. Că alea s adevărat adevărate pe păcate. Nu să uitați Dumnezeu la chiloții tăi pe care ai băgat-o mașina și ai apăsat cu un buton. Nu-l interesează. Apa se duce în hazna, rufa pe sârmă, tu ești liniștită. Cât timp spală la mașina două ore, tu poți să citești o carte. Sau poți să te încarci energetic. Sau poți să te destresezi. Sau poți să stai cu familia ta și să puneți la punct ce ați făcut săptămâna anterioară. Ce a fost bun, ce a fost rău, ce intenții au copiii de viitor, să îi sprijiniți, să le dați un mix sfat, nu să interveniți cu bocanci în viața lor. Da? Eu nu am înțeles niciodată cum e treaba asta cu păcatul. Atenție mare! Tot ceea ce fac eu aici pe internet sunt propriile mele păreri. Sunt acasă la mine. Pe site-ul ăsta, pe toate site-urile pe care postez, sunt acasă la mine. Cei care aveți de comentat, Lăsați comentariile și părerile voastre, asta nu înseamnă că eu o să țin cont de ele sau o să uh, vă înjur sau cum faceți voi, niciodată. E păcat să-mi pierd timpul cu cei care mă înjură, este păcat să-mi pierd atenția de la obiectivele mele și să o pun către prostire și vrostrările voastre, ale celor care lăsați aici în comentarii doar ce aveți în suflet, da? Uh, deci astea sunt adevăratele păcate. Restul sunt încercarea ale vieții. Da. Restul sunt lecții pe care trebuie să le învățăm. Și fiecare om are de învățat lecțiile lui, care îl vor ajuta să evolueze. Bun. Deci, închei acest videoclip cu aceeași părere. Nu mersul la biserică te face credincios, așa cum nici statul în garajul te face mașină, dar oamenii unii oameni își găsesc liniște acolo, alții nu. Unii și-o găsesc acasă, alții acolo. Unii în parc, alții la obiectivele turistice din zonă, duminica cu familia. Alții la un grătar cu prietenii, să-ți mai spună ofu și să mai stea de vorbă. Da? Alții găsesc mulțumirea în patul lor pe perna lor. Și din trei cuvinte au mulțumit lui Dumnezeu pentru toată săptămâna. Alții spun 200 de, de pagini pe de roș și nu simt nimic. Deci lumea este împărțită. Nu mai cereți aprobări. Da? Conștiința este singura care o să vă dea aprobarea mai târziu sau nu, pentru tot ceea ce ați făcut. Ea o să vă spună, e bine sau nu e bine. Scuți și-l obiect. V-am și faceți ce simțiți. O duminică minunată!